Incendierea punctelor gospodărești din Iași este o reală problemă a societății de salubritate. Cazurile s-au înmulțit în ultima perioadă. În mai puțin de două săptămâni au fost incendiate două puncte gospodărești, unul din Tătăraș, altul din Alexandru cel Bun. Deși autorii sunt identificați, societatea Salubris nu poate recupera prejudiciul produs, deoarece autorii sunt oameni ai străzii. Iar prejudiciul este unul important, deoarece fiecare punct gospodăresc costă în jur de 7.000 de euro. Este regretabil că acest fenomen de a da foc punctelor gospodărești de către oamenii străzii se înmulțesc. Și spun că se înmulțesc pentru că nu există săptămână fără ca un astfel de punct gospodăresc să ardă. Am avut incidente în Tătăraș în urmă cu acum, cu 2-3 săptămâni avem incidente la Alexandru, avem și incidente în cartierul Nicolina. Toate aceste puncte gospodărești vreau să vă relatez că sunt prevăzute și cu camere de supraveghere. De cele mai multe ori făptașii sunt prinși, făptașii sunt duși în fața instanțelor de judecată, iar judecătorii de cele mai multe ori îi condamnă cu executare. Problema mare este că noi nu reușim să ne recuperăm prejudiciul. Prejudiciul care este în cazul unui punct gospodăresc de în jur de 35.000 de lei. Reamenajarea punctelor gospodărești incendiate durează de regulă 30 de zile, însă ieșenilor li se va oferi în continuare posibilitatea de a depozita corect și sigur deșeurile. Locuitorii care sunt, eu știu, vremelnic, nu mai reușesc să-și pună deșeurile colectate separat în punctele gospodărești, le spunem că în cel mai scurt timp le vom înlocui. Asta înseamnă că ne va lua cel puțin o lună de zile să facem din nou comandă la producători și să venim să montăm din nou acel punct gospodăresc, dar în această perioadă vom duce în locația în care a fost punctul gospodăresc tomberoane pe culoare, astfel încât cetățenii să reușească să se debaraseze de deșeuri așa cum au făcut-o și până acum. Astfel de situații au devenit din ce în ce mai frecvente în ultimii ani. Coincidență sau nu, multe dintre actele de vandalism au loc în sezonul rece. De exemplu, în seara de 5 spre 6 ianuarie 2022, un punct gospodăresc din zona Gării a fost incendiat de către un om al străzii, în vârstă de 54 de ani. Focul nu s-a extins la mașinile parcate în apropiere și nici la clădirea de lângă punctul gospodăresc. Însă, paguba societății de salubritate a fost de 5.000 de lei.